Sute de controle au fost făcute de la începutul anului de către comisarii gărzii de mediu din Olt. O parte dintre acestea au fost făcute ca urmare a campaniilor specific derulate de instituție. Majoritatea însă au avut la bază sesizări venite din partea cetățenilor. În urma acestor controle și neconformități au fost aplicate un număr de 11 avertismente și 60 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 892.000 de lei și o sancțiune complementară cu desființarea lucrărilor respective. Cea mai mare sancțiune care a fost aplicată a fost în valoare de 100.000 de lei pentru nefacilitarea controlului organelor împuternicite de către titularul de activitate. Inspecțiile realizate au avut ca prioritate verificarea măsurilor impuse prin actele de reglementare anterioare, dar și soluționarea sesizărilor înregistrate la Comisariatul Județean Olt. Majoritatea sesizărilor depuse la Garda de Mediu Olt au vizat disconfortul provocat de depozitările necontrolate de deșeuri, tăierea de arbori, poluarea aerului sau a cursurilor de apă. Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, în sensul că nu se ține o evidență a gestiunii deșeurilor generate din activitățile de producție, depozitări necontrolate de deșeuri, în special în mediul rural, și mai mult pe partea de reziduri animaliere, nu este gestionată, sau pe deșeurile rezultate din demolări și construcții, negestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma dezmembrărilor vehiculelor scoase din uz. Comisarii gărzii de mediu Olt vor continua acțiunile astfel încât să reducă pe cât posibil acțiunile care duc la poluarea aerului, solului și apelor. Ei vor da curs tuturor sesizărilor depuse pe adresa instituției sau sesizate prin mijloace electronice.